La punctul 1 va fi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli a UAT Oraș-Slănic Moldova. Toate proiectele sunt inițiate de domnul primar Baciu Gheorghe. La punctul 2, proiect de hotărâre privind actualizarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau totală de la bugetul local. Punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea programului unitar de combatere a vectorilor și a dăunătorilor din orașul Slănic Moldova, cu caietul de sarcini și al indicatorilor de performanță privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. La punctul 5, proiect de hotărâre privind... La punctul 4. Proiect de hotărâre privind declararea, atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Slănic Moldova a unor bunuri imobiliare. Urmarea identificării și delimitării conform documentelor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară. Domn primar, ne-am permis să începem, știam că veți veni. La punctul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței de 49 metri pătrați aferent terasei expres către SC Betacom Prod SRL Comănești. Punctul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație a spațiului comercial situat în Slănic Moldova, piața agroalimentară. Punctul 7, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Slănic Moldova în Comisia pentru Evaluare și Asigurarea Calității în Unitățile de Învățământ Preuniversitar de pe raza orașului. Punctul 8, proiect de hotărâre privind preluarea în administrația Serviciului de Salubrizare din subordinea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova unor echipamente de colectare a deșeurilor. Punctul 9, proiect de hotărâre privind preluarea corpurilor de iluminat și a liniilor electrice subterane aferente acestora de pe raza orașului Slănic Moldova. Punctul suplimentar este proiect de hotărâre privind aprobarea de contări navetei cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe raza orașului Slănic Moldova și își desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare de pe raza orașului. Punctul 10 este diverse. 11. Dacă se înscrie cineva pentru diverse, acum facem înscriere. Nu mai... Aveți cineva la diversi vreo problemă? Supun hotărârii aprobării dumneavoastră ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Se abține cineva? Împotrivă? Ordinea de zi a fost aprobată. Să începem ședința cu dezbaterea primului punct, care este legat și de al doilea, am înțeles. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și proiect de hotărâre privind actualizarea listei obiectivelor. Domnul primar, sunteți inițiator, dacă aveți câteva cuvinte pentru consilier, totul este clar, s-a discutat ieri în comisie. Da, eu în afară de să mulțumesc celor care ne ajută cu această finanțare și să sperăm că reușim să atragem cât mai mulți oameni de bine care înțeleg că suntem o localitate cu resurse puține și care au încredere că putem să facem un lucru bun aici, să facem o localitate așa cum trebuie. În afară de... Nu are legătură cu rectificarea de buget, are legătură doar cu informarea pe care ieri v-am
am făcut-o în comisii. Este vorba de faptul că noi înregistrăm la APASERV o datorie istorică, 2014-2016, aproximativ 72.000 de RON. Noi am corectat, de fapt, ce se întâmpla, veniturile de la piața agroalimentară au fost întotdeauna mult mai mici decât cheltuielile. Cheltuielile acolo, în principal, erau cu apă. Noi am redus cheltuielile și anul acesta, la începutul anului, dumneavoastră ați fost de acord și ați aprobat ca plata aferentă acestor cheltuieli de la piață să le suportăm de la bugetul local, nu de la autofinanțate cum au fost ele puse în buget înainte și drept urmare am ajuns la această datorie, pentru că nu, practic, neavând de unde să generăm venituri, putem să obligăm oamenii să vină să închirieze spații la piață sau să creștem veniturile acolo, atunci suntem în situația, în imposibilitatea de a plăti acești bani. Informarea mea către dumneavoastră este și vă cer acord în același timp. Nu este un proiect de hotărâre, ci este doar ca suma restantă să o achităm de la bugetul local, având în vedere faptul că în toate raportele, noi suntem pe final de plata arieratelor, sper să ne deblocăm conturile, în toate raportele noastre către ANAF, care este principalul nostru suport de control și verificare, monitorizare, apărăm. Apa servită din Moldova, 1000 de zile, 800 de zile, adică sunt niște minusuri pe care fără această mișcare noi nu putem rezolva. Asta este rugămintea, să luați în seamă și dacă sunt anumite comentarii sau întrebări, să le spuneți în așa fel încât contabilitatea să poată face această plată în măsura în care vom avea resursele financiare, pentru că nu... În același timp, nu ne trebuie foarte mulți bani, pentru că și APASERV are să ne datorează nouă niște bani pe energie electrică, pe anumite și chiar și redevență. Și noi, într-un final, nu o să trebuiască să păgubim bugetul local, stingem aceste datorii și venim la o normalitate, practic, în ceea ce privește relația cu furnizorul APASERV. Am înțeles că asta este o informare. Este o informare. Doar o informare. Legată de bugetul de venituri și cheltuieli. Avizul comisiilor pentru punctul 1. Favorabil. Așa. Da, s-a văzut. Mai luăm și cuvântul sau numai așa? Acum a venit momentul să luați cuvântul. Da. Luați cuvântul. Da, deci este foarte ușor pentru toți din sală sau pentru majoritatea, să majorăm impozitul de la 1,1 la 1,4. Nu despre asta vorbim? Nu. Sunt niște bani care i-au dat un sponsor generos, Mazarini, care trebuie înregistrați în contabilitate. Scuze atunci. Deci, nu e nicio problemă. Pentru domnul consilier, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul viitor nu se discută în această ședință. Noi avem încă dezbatere publică pe aceste probleme. Am primit punctul de vedere al dumneavoastră. Apreciem că sunteți activi și propuneți și sperăm o parte. Da. Spuneți, nu, am primit și de la alții diferite. Da? Și noi sperăm ca la momentul la care vom discuta bugetul de venituri și cheltuieli să avem suficiente argumente, ori dumneavoastră și noi dăm un pas înapoi, ori noi, în așa fel încât să știm ce ne dorim cu localitatea asta. Dar domnul primar, mă scuzați, vă rog. Asta lămurim mai târziu. Să trecem la vot. Punctul 1, proiectul 1. Cine este pentru? Cine e împotrivă, cine se abține? Vă abțineți sau împotrivă, domnule? Și am spus că este legat și de punctul 2 și unanimitate, da? Comisiile și-au dat acordul pentru punctul 2, am înțeles că e pozitiv, să votăm punctul 2, proiectul de hotărâre privind actualizarea listelor. Cine este pentru? Cine e contra? La punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea programului privind deratizarea. Domnul primar, aveți un comentariu față de ieri? Am spus în comisie, de fapt noi nu ne propunem să facem o activitate suplimentară, suntem obligați
de ANRSC, ca în planul nostru de servicii să includem și acest serviciu. Este obligatoriu ca în cazul în care apare, ar apărea la noi o invazie de insecte, am dat ieri un exemplu, noi trebuie acest plan trebuie pus în aplicare și agenții economici și primăria și toți trebuie să ne supunem pentru a eradica o posibilă situație neplăcută. Comisiile și-au dat acord. Favorabil. S-o pun la vot. Cine este pentru? Împotrivă e cineva? Se abține nimeni. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind declararea, atestarea apartenenței la domeniul public pentru înscrierea în cartea funciară. Domn primar, documentele au fost dezbătute ieri, au fost comisiile favorabile. Să pun la vot cine este pro. Cine e anti? Cine s-a abține? Nimeni. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiriere prin atribuire terasei Express 48 de metri pătrați. 49. Așa. Comisiile au dezbătut favorabil. Așa. Comentarii nu sunt. În afară celor care au fost în comisie. Așa, trec proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație a spațiului comercial situat în Slănic, Moldova, piața agroalimentară, care a fost până acum la agricola. S-a discutat ieri, comisiile au dat aviz. Ar trebui propus doi consilieri locali care să facă parte din comisia de licitație. Păi votăm prima dată scoaterea la licitație și pe urmă tot la același sau vreți în bloc? Nu, îi stabilim. Să lămurim treaba asta. Cine este pentru? Cine este contra? Cine este împotrivă? Și la sfârșit, spunem, la diverse, de exemplu. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local a orașului Slănic în Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității în Unitățile de Învățământ Preuniversitar de pe raza orașului. Proiectul a fost dezbătut ieri, dar nu s-a făcut reprezentantul. Deci proiectul se referă la desemnarea reprezentantului Consiliului Local. Deci trebuie un consilier local trebuie să facă parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității la nivelul unității școlare. Parcă mai puțin doamna Tudoranu, care este director. Domnul Mudoranu, domnul consilier, domnul profesor. Cred că nu mai este altă propunere, fiindcă asta e cea mai bună. Pentru că e tot chiar didactic. Și propun să votăm... Să nu-i nici în școala asta. Da, desemnarea reprezentantului. Cine e de acord pentru doamna Modora? E împotrivă cineva, dar poate să abține. Tot acum am putea propune pentru comisia. Pentru comisia asta. Păi cine? Nu știu, trebuie faceți propunere. E vorba de comisia pentru licitație. Pentru licitație. Propune domnul Catana, dacă așa. Trebuie unul, trebuie doi. Dacă mai sunt alte propuneri? Domnul Catrița. Părând, supun la vot. Cine e de acord dacă pentru... Dacă mai sunt și alte propuneri, că sunt două... Dacă trebuie doi de ajuns. Să avem oameni care deci, persoana care o să fie în comisie nu trebuie să participe la licitație, să fie interesată de spațiul respectiv. Deci cine este de acord pentru domnul Catana? Vezi că e majoritatea absolută. Cine este de acord pentru domnul Catrințașu? Așa. N-am mai întrebat cine e împotrivă sau abțineri, că e clară. S-a abținut domnul Munteanu. La care dintre ei? La domnul Catrințașu. La domnul Catrințașu. Consemnați că a fost. 8. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrația Serviciului de Salubrizare
din subordinea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova a unor echipamente de colectare a deșeurilor. Problema asta a mai fost discutată. Poate domnul primar vrea să mai punteze ceva. Dar să precizez, este vorba de 17 containere pentru colectare selectivă de 1,3 metri cub, pe care de altfel noi ar fi trebuit să-i primim de la Consiliul Județean din 2013, pentru că nu a cerut nimeni aceste, ele au stat practic degeaba. Noi le-am solicitat și ne-am, dumneavoastră ați fost de acord la ședința extraordinară, dar Consiliul Județean a făcut un punct de vedere că trebuie un anumit tip de hotărâre de Consiliul Local, vis-a-vis de custodie, vis-a-vis de responsabilități, și astăzi avem forma, proiectul de hotărâre este exact forma pe care ne-a cerut-o Consiliul Județean ca să putem aduce repede aceste containere, să le punem și să îmbunătățim colectarea selectivă la Slănic Moldova. Comisiile și-au dat avizul? Favorabil. Să trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Scuzați-mă, vă rog. Trecem la punctul 9, proiect de hotărâre privind preluarea corpurilor de iluminat și a liniilor electrice subterane aferente acestora de pe raza orașului Slănic Moldova. Aici, dacă îmi permiteți, domnul președinte, aș vrea să fac precizarea pentru cetățenii în primul rând. Este vorba de liniile electrice subterane aferente exclusiv iluminatului public de pe raza localității noastre. Ele încep de la Vale de la Pârtie și se termină la izvorul Sfântul Spiridon și pe străzile adiacente și a corpurilor de iluminat. Anul trecut, dumneavoastră ați aprobat preluarea lămpilor, corpurilor de iluminat de pe stâlpii folosiți în comun, cei care sunt pe stâlpii electrica. Noi nu am reușit atunci pentru că am... inventarul acestor cabluri și stâlpi era foarte mare și noi nu ne-am înțeles cu Delgas Grid vis-a-vis de preț. Respectiv, inventarul este de 12 milioane, 1.200.000 de ron, 1.012 miliarde de lei și dumnealor voiau 3 miliarde 300 și ceva de mii de ron pentru a le cumpăra. Într-un final noi am adus argumente suplimentare și s-a aprobat în bordul dumnealor, după ce am negociat, să le luăm pe toate la 25.000 de ron. Respectiv, toate corpurile de iluminat din parc și străzi și cabluri și toate celelalte. Noi considerăm că este, adică dânșii au spus, noi mai puțin de atâta, oricum nu avem cum, pentru că sunt și dacă le cântărești și atunci eu propun să le luăm. Dacă nu le luăm, atunci nu avem proprietatea lor, dacă nu avem proprietatea lor, nu le putem pune la modernizare. Și luptăm de un an de zile în acest, adică avem această, a durat foarte mult și inventarierea și toate celelalte aspecte. Eu cred că este un pas de important pentru partea asta de furnizare de energie electrică. Le vom avea, le vom moderniza, putem să facem un plan foarte sănătos de dezvoltare a iluminatului public în localitate. Comisiile și-au dat acordul. Favorabil. Am văzut că sunt comentarii. Aveți cuvântul. În condițiile în care Eon Electrica sau Eon Gaz... Delgas Grid nu mai contează, pentru că sunt oricum niște persoane non grata pentru toată lumea, pentru toți consumatorii casnici și inclusiv pentru cei care sunt de la investitori. Eu nu știu de ce trebuie să luăm aceste lucruri, chiar dacă dumneavoastră este pentru dezvoltarea ulterioară, dar ei au cerut un preț, mie mi se pare că ei ar trebui să ne dea nouă bani, pentru că în momentul când preiei ceva, vrem să vedem dacă nu cumva scasate aceste cabluri de atâția ani de zile. Ar trebui să verificăm întâi tot, să nu înglobăm cu ele, plus că trebuie să ne dea toate schițele aferente. Pentru că, vedeți dumneavoastră, ne trezim că vine timpul rău, s-a împușcat cablu. Unde? Cine îl repară atunci? Cine îl repară în condițiile în care primăria preia cablurile? Trebuie să ne gândim foarte bine. Comisiile nu știu ce au făcut ieri, îmi pare rău că n-am putut să ajung. Vreau să vă spun că dacă astăzi, când ei sunt cei care trebuie să furnizeze și au un contract foarte lălăit
în care zice că 77 de ore dumnealor remediază o defecțiune, mi se pare că noi ne punem niște saci de plumb în spate la primărie. Pentru că dacă ar fi doar ceea ce e prin parc sau ceva de genul ăsta, ar fi altceva, dar rețeaua de la Târgogna până la Slănic Moldova mi se pare ceva care e fabulos. Nu cred că Slănic Moldova, primăria, poate să țină în spate așa ceva. Plus că nu știm cine prepară. Corpurilor de iluminat. Este vorba de liniile electrice subterane de la pârtia de schi, printre blocuri, așa, până la izvoare. Care e legătura cu Târgogna? Bun, Înainte am precizat aceste linii. Bun, aceste linii, eu vă spun, vis-a-vis de unde sunt ele în pământ așezate și celelalte, există niște obligații alu electric, acum a fost și dincolo la celălalt, ca după ce ni le-au predat să ne dea planurile de situație. Nu o să ne dea nouă toate schemele cablurilor, că ei să rămână proprii. Vor și ei niște bani. Vis-a-vis de ce nu s-a făcut acest, mă scuzați, domnul președinte. Mă scuzați că nu l-ați întrerupt pe domnul președinte? Încă s-a încadrat în timp. Dar nu. Vreau să propun Consiliului, întoarcem punctul ăsta la comisii sau cerem aprobarea comisiilor. Deci, cum dacă domnul Munteanu ieri a lipsit de la comisie, este problema dânsul. Da. Deci dânsul confundă rețele subterane de la Târgu Ocna la Slănic, care nu există. Deci, discuția nu a fost clară. Vorbim de rețelele subterane aferente iluminatului public. Care este normal să le luăm în administrarea noastră. Exclusiv prima dată subterană. Și cine va repara aceste rețele? Oricum noi le întreținem la ora actuală. La ora actuală noi le întreținem. Cu cei doi electricieni, noi le întreținem. Bine, becurile una să schimbi. Nu, absolut orice avarie la iluminatul public din Slănic Moldova este întreținut. Comisiile și-au dat acordul. Favorabil. Favorabil, supun la vot. Ca o paranteză, două secunde. Sunt două rețele mici. Pe Nicolae Bălcescu și prin spate între ANL-uri și blocuri pe Ștefan cel Mare. Deci facem discuții, știu eu, pentru un punct care deja, este, din câte știu eu, primăria se ocupă. Da, schimbarea nu numai asta, de tot parcul este, nu e o chestie importantă. Și străzile Ion Creangă și Vasile Alexandrei. De... Da. Atât am avut de complicat. Domnul, supun la vot proiectul. Cine pentru? Împotrivă? Să abține cineva? Domnul Munteanu, consemnați? Punctul 10 este proiect de hotărâre privind aprobarea de contări în avede cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe raza orașului Slănic Moldova și își desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare de pe raza orașului. Problema asta a fost discutată de mai multe ori, în mai multe ședințe. Domnul primar a ridicat degetele, vrea să ia o cuvânt. Vreau doar să completez că este în continuare importantă educația și vrem să acordăm, chiar dacă în alte localități nu se acordă naveta cadrului didactice, noi o acordăm și vreau să informez consilierii noștri că inclusiv există acum un parteneriat între Universitatea Vasile Alexandrii, școala de la Slănic Moldova și primăria Slănic Moldova, în care 15-16 decembrie se va desfășura o etapă de hexatlon în sala de sport de aici, din centru, pe care noi o punem la dispoziție gratuit pentru treaba asta. Vine Comuna Pârgărești, Comuna Târgu Trotu și Slănic Moldova, Cerdac, Cireșoaia, zonele periurbane. Și își vor dezvolta abilități, va fi o competiție frumoasă și continuăm acest parteneriat, sperăm în mai multe asemenea acțiuni. Vă mulțumesc! Aceasta a fost doar o informare, să votăm proiectul de suplimentare a plății navetei. Cine este pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? La punctul 10 nu s-a înscris nimeni, declar ședința închisă.